împărțirea scânteile din far și-au amorțit pe diguri chemările din șoapte. Când mâna mea spre tine se întinde în zadar, te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Te-aș fi eu marea, te-aș încrusta în plajă, nisipul să păstreze pe țărmuri chipul tău. Te-aș fi eu marea, te-aș înveli într-o vrajă, când mă cuprinde dorul să te găsesc mereu. Te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Lasă așteptarea mai grea ca o ispită și tot mai sper că mâine te voi găsi în brad. Când între somn și veghe în zor voi fi trezită, un trandafir în mână de omul cel mai drag. Te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Te-aș fi eu marea, te-aș încrusta în plajă, nisipul să păstreze pe țărmuri chipul tău. Te-aș fi eu marea, te-aș înveli într-o vrajă, când mă cuprinde dorul să te găsesc mereu. Te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Te-aș fi eu marea, te-aș încrusta în plajă, nisipul să păstreze pe țărmuri chipul tău. Te-aș fi eu marea, te-aș înveli într-o vrajă, când mă cuprinde dorul să te găsesc mereu. Te-aș fi eu marea, ți-aș ancora de mână corabia iubirii, corază dintr-o stea. Te-aș fi eu marea, 10 și 4 minute la Radio Constanța, atât pe 100,1 FM, cât și în banda de unde medii pe 909 și 1530 de kHz. Vă salută de aici din vila numărul 1 din Mamaia, Răzvan Petre. O nouă ediție a exclusivului muzical la Radio Constanța până la ora 11 pe toate frecvențele Radio Constanța. Duce un invitat de suflet al posturilor Radio Constanța și Radio Vacanța în emisie la Radio Constanța. Imediat ne întâlnim cu Ileana și Poteanu. O zi perfectă și plină de zâmbete alături de noi. Aștept uneori să vină iar seara, se-i îndreaptă spre cer pe obraz prima stea. Astăzi din palma mea o sună iar poporii, mai departe ca nori. Când voi regăsi un ceas dintr-o vară, poate atunci am să-și cer să te întorci cu un pas, doar un timp de bopas și să caut iar floarea ce mi-arată cărarea. Ce mult te-am iubit, de nu ai ghicit să nu-mi trec vreodată. Și când într-o zi ne vom întâlni, privește-napoi. Îl rostim poate în gând ca o șoaptă de vânt, dar mi-e teamă apoi că vin toamne de șarpe să mi-l ducă de
departe, aș vrea pe pământ să chem iar iubirea. Și când tu ai să treci printre stelele reci, un vechi jurământ să-mi găsești iar privirea. Exclusiv muzical la Radio Constanța pe 101 FM, 909 și 1530 de kHz. V-am promis încă din cursul zilei de ieri o întâlnire de suflet cu Ileana și Poteanu astăzi pe toate frecvențele Radio Constanța. Bună dimineața, Ileana! La mulți ani pe 2013! Bună dimineața, la mulți ani și ție, Răzvan! Și vreau să te rog ceva, ca epitaf pe crucea mea să scrie așa: ce mult te-am iubit. Ai înțeles, am da? Înțeles. O strofă sau refrenul acestei piese. Refrenul pentru piesei că... este ea sau refrenul celeilalte piese? Nu. Refrenul: ce mult te-am iubit, să nu... Să nu lipsească de pe buzele celor care au îndrăgit de-a lungul timpului această piesă, care este practic marca ta. Da, este marca mea și de asta. Cred că deja... Nu mai pot. Cam de câte ori ai cântat piesa asta? Poți să faci milioane, așa? Milioane de ori, vă rog să mă credeți. Deci din 87, de când am lansat-o la Mamaia, cel puțin o cântam de 5-6 ori pe zi, începând din 87. Asta până prin 95, după care s-au mai rărit. Acum cât de des cânti piesa asta? Cum? Cât de des cânti piesa des? Asta? Nu prea des, nu sincer prea des. Nu. La emisiunile televizate la care mergi, la emisiunile radio pe care le onorezi, ți se cere să cânti piesa asta? Mi se cere în mod expres. De asta spun că ar fi foarte bine dacă acest refren ar trona acolo undeva. Și atunci tu le recomanzi producătorilor să te lase să cânti și altceva? Sau insiști cu acest ce mult te-am iubit? De foarte multe ori îi rog să cânt altceva. Mai ales că tu ai și piese noi. Am și nu că neapărat piese noi, am foarte multe piese care nu sunt necântate și care nu sunt promovate și care și care etc. Ajungem și la capitol promovare. Uite, un pic mai devreme am ascultat o piesă care se numește De-aș fi eu marea. Da. Am cântat-o și aici la Radio Constanța și la Radio Vacanța. Piesa a apărut pe vreun album? Deocamdată nu, de asta îți spun că această piesă va apărea pe albumul cu Cântecele Mării. Cântăreața de la malul mării. Când? Nu mai spun când. Că nu depinde numai de mine. Vrei să ne faci o surpriză? Trebuie să fie nu neapărat o surpriză, dar nu depinde numai de mine. Dar acest CD va ieși intitulat Cântecele Mării. Sau mai vedem, ne mai gândim la titlu. Materialul este gata pentru disc? Este 80% gata. Nu pot să spun că e tot gata. Nu. Dar în mare discul este realizat. Da, deci acest album trebuie să iasă. Și mai am un vis pe care încă nu l-am împlinit cu cântecele de iarnă, cu colinde și cântece de iarnă. Poate e iarna următoare, nu? Aoleu, dacă ai ști, pentru că vreau să spun ceva, este foarte bine faptul că nu stăm degeaba. Avem și alte lucruri de făcut și atunci nu că ar fi prioritare, dar... tot timpul intervine câte ceva, nu depinde numai de mine aceste lansări și, sau aceste realizări profesionale și atunci trebuie să...
Bine, acolo avem de-a face cu producători, cu ceva case de discuri, cu soțul tău, Mitică Lupu, care muncește la material. Da, o casă de discuri cred că acum găsești mai repede, pentru că foarte mulți colegi au făcut... A, te referi la Ovidiu, Comornic. În special la Ovidiu, da, sigur. Tu ai editat acolo un best-of? Nu la OVO, nu, la Spiros, dar la OVO Music a ieșit best-of-ul Dumitru Lupu, unde... Pe care tu câte piese ai? Să spun sincer, 4 sau 5. Deci un sfert de disc este cu vocea ta? Nu, pentru că... Așa e și normal. Cele mai multe piese, dacă stăm să facem o socoteală, cred că cele mai multe piese, Mitică le-a compus și pentru tine. Voi ați făcut acolo o socoteală, cam câte piese a compus Mitică și pentru cine? Niciodată, chiar nu m-am gândit. La început, când m-am lansat în 86, era o mare bătălie pe artiști, de compozitorii, nu, tineri și nu numai, vorbesc și de compozitorii consacrați, chemau tot timpul artiști să le ofere piese. Spre audiție, dacă ceva mergea, era ok. Dar noi nu prea am avut timp, să spun sincer. Nu prea aveam timp. Deci nu aveam timp, eram într-o alergătură continuă. Noi din 86, cel puțin, vorbesc acum numele meu, dar și numele colegilor cu care m-am lansat atunci, veneam, plecam, deci nu am avut timp deloc să ne facem timp de așa ceva. În perioada asta, anului 2012-2013, concertele sunt la fel de multe ca și în trecut, spectacolele la care mergi. Am văzut un eveniment pentru care îl felicit pe Ovidiu Comornic. Este vorba despre Gala OVO Music în toamnă, la care au participat toți mari artiști români. Un eveniment lăudabil. Foarte puține... Nu chiar toți, o mare parte, dar nu chiar toți, pentru că mulți dintre ei n-au albume scoase la OVO Music și ăsta este motivul. Da, dar bănuiesc că și ei au un lucru, câte un best-of măcar la OVO Music, pentru s-ar că putea. La Ovidiu s-au adunat cam toți artiștii români care au cântat pe scenele mari ale țării. Tocmai asta a fost și motivul pentru care best-of l-a făcut Dumitru Lupu, pentru că eu aveam deja refrenele de iubire dinainte și nu se mai... Adică nu putem să repetăm la nesfârșit. Ce ai cântat la Gala OVO Music? Anul acesta am cântat Ce multe am iubit într-o variantă 2012. Cu trupa sau pe negativ? Nu, aș fi vrut cu trupa, okay. Dar nu s-a mai putut. Deci nu. A fost timpul foarte scurt pentru pregătire. Foarte scurt, pregătire. Erau vreo 22 de artiști și am cântat Știubirea vieții mele. O piesă nouă, relativ nouă. Relativ nouă, da. Da, care probabil va apărea pe următorul album pe care l-ai promis. Da, normal că o să pun și pe asta și mai am câteva care... Cât despre melodia O seară la Constanța, o să o incluzi pe noul album? Negreșit. Ia povestește-ne cum este cu piesa asta, O seară la Constanța, pe care eu am ascultat-o pe pagina ta oficială de Facebook. Am văzut că ești foarte conectată la mediul virtual. Da. Am ascultat-o pentru prima dată pe pagina ta de Facebook. M-a fermecat de la prima audiție. Iar povestea este și mai frumoasă. Povestea piesei. Da, povestea de fapt a descoperit-o și a vrut să o descopere Mitică. I-a plăcut foarte mult. Noi am ascultat-o în interpretarea al violonistului nostru drag, Gheorghe Parnica. Se pare că textul și muzica sunt semnate de Basarabean, deci un compozitor basarabean, se presupune că ar fi făcut această melodie. Este adusă probabil de acolo, nu se știe de cine, noi am descoperit-o aici la O seară la Constanța și mi se pare foarte frumoasă o romanță, ea e în altfel, Mitica a adus-o așa mai spre... Muzică ușoară. Muzică ușoară, revuistică, jazzist, revuistică, înțelegi? Dar mi s-a părut interesantă și am zis hai să o înregistrăm. Și textul este foarte drăguț și se pretează să cânți oriunde și oricând la Constanța. Păi hai să ascultăm O seară la Constanța, aici la Constanța, la Radio Constanța, pe 100,1 FM, 909 și 1530 de kHz. Revenim imediat cu Ileana și Poteanu.
la Constanța, ce nu o pot uita. O seară la Constanța, ce-mi rupe inima. O seară la Constanța, ce nu o pot uita. O seară la Constanța, ce-mi rupe inima. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Chitara-mi spune cât de mult te iubesc. Te aștept, te aștept, departare, un glas de marinar și barca lin apare, condusă de un val. Se aude în depărtare un glas de marinar și barca lin apare, condusă de un val. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Chitara-mi spune cât de mult te iubesc. Te aștept, te aștept, ce iubire se naște dintr-un val. Și în clipa despărțirii se sfarmă de un mal. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. De mult te iubesc. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Ioara-mi spune cât de mult te iubesc. Ioara-mi spune cât de mult. Și 20 de minute la Radio Constanța, în ediția de dimineață, pe 101 FM, 991.530 de kHz. După ediția de dimineață ne-am întâlnit, uite, în exclusiv muzical. Repetiția este mama învățăturii, așa spune un vechi proverb românesc. Dacă eu realizez de luni până vineri ediția de dimineață la Radio Constanța și mă prind de ora 10 pe aici, sunt tot în ediția de dimineață, deși în această dimineață prezintă o emisiune muzicală a cărei invitat este Ileana Șipoteanu. Ileana, cum a fost 2012 pentru tine și ce se prefigurează în acest an 2013 pentru tine, pentru familia și cariera ta? Am în agendă câteva spectacole pe anul acesta, diverse spectacole, și aș vorbi în mod special de cel care va avea loc probabil în jurul datei de 27 martie, care se știe că este ziua teatrului, ziua mondială a teatrului. Un spectacol cu studenții Facultății Ovidius,
cu muzică a română. Cu muzica română în acest an, da. 2013. Da, da. Vă inspirați din folclorul și folclor, da, român. Eu am să cânt, de fapt, o melodie de muzică ușoară. Cum se numește? O melodie scrisă de Cristina Elena Badea. Este medic la Tulcea. Uite, spre rușinea mea, nu știu ce fel de medic este, dar este medic. A scris această Prota Vreari, prima dragoste. De ce muzica română? Mi-am dorit întotdeauna să învăț muzica naționalităților cu care noi conviețuim aici în Constanța. Și aș vrea să fac acest lucru și nu se știe, poate dacă îmi va da Dumnezeu sănătate, să și scot un album cu melodii în limba română, în limba greacă, în limba țigănească, de ce nu, și foarte mulți cei care locuiesc împreună cu noi aici în Constanța. Te gândești deja să faci lucrul ăsta după ce vei lansa albumul tău de muzică ușoară românească? Uite, dacă în 2013, tu te ții de mine, da? Și tot timpul mi-aduce aminte că trebuie să scot acel album, trebuie să-l scot atunci. Uite, o să am grijă o dată pe lună să te sun, să văd în ce stadiu ești, da? Da, da, cu da. Discul. Deci încă o dată spun, mi-aș dori și acel album să fac. Ilana, cât timp a trecut de la ultimul tău album? De la precedentul. Ai dreptate tu, a trecut destul de mult timp. Acum singură, de acel singură refrenă de iubire, 2004. Dar Best of Dumitru Lupu, cred că nu este prea mare distanța. În orice caz, nu este părerea mea. Eu nu am așa o părere foarte bună să scoți în fiecare an sau la foarte des un album. Un artist trebuie să își facă foarte mult, să-și aloce foarte mult timp pentru a scoate un album. Mulțumim celor care ne scriu pe Facebook la facebook.com/constanțafm sau facebook.com/radiovacanța Radio Constanța. Primești salutări de la Eforie, e o zi minunată acolo. Da, Nina și spune-le să te roage frumos să-mi dai un pahar cu apă că mi-e sete. Imediat. Poate ne ajută colegul nostru Victor Ilie, că noi aici avem treabă. Victor, și un pahar cu apă, te rog. 23 de minute peste ora 10 aici la Radio Constanța, în exclusiv muzical. Vorbeam despre albumul Ilenei. Eu tot văd acum pe Facebook, este un întreg viral al oamenilor de succes din Constanța, iar tu ești nominalizat acolo. Ai foarte multe voturi, m-am uitat. Cred că, spun foarte sincer, cred că este o luptă a fanilor acolo. Da, n-am stat să compar cu ceilalți. Este o luptă a fanilor acolo, mai mult ca sigur. Deci aici este o luptă a fanilor și, nu știu, nu prea mai cred în aceste concursuri, nu știu cât sunt de corecte, dar, nu știu, aici este vorba și de o reclamă foarte mare, care se ascunde în spatele unora sau altora, dar e bine. E bine că există. Tu cum găsești toate lucrurile astea? Pentru că se tot organizează în ultima perioadă astfel de competiții, hai să le spunem cu ghilimelele de rigoare. Nu știu, să rămâne de văzut dacă premiile ajung întotdeauna la oamenii care merită cu adevărat, cu adevărat, pe muncă de ani de zile și eu știu, nu știu, de obicei nu vorbesc acum de asta, eu de obicei vorbesc de concursurile care se desfășoară la modul general. La modul general. Hai să ne dăm premiile între noi. Asta este ideea. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta, dar nici nu am nevoie de un premiu luat așa. Nu am nevoie de el. Eu aș vrea... Tu de altfel ocup locul întâi, într-un clasament pe care l-a făcut pe propriul blog colegul nostru de la România Actualități, Andrei Partoș. Nu am știut de el până nu mi l-a trimis o fană. Da. Mi l-a trimis o fană prin mail. Deci vă spun foarte sincer, nu am știut. S-a început anul trecut, cred că pe la sfârșit de noiembrie, acest clasament. Și pe urmă noi am în decembrie. Știi cum, cu sărbătorile, am fost foarte ocupată, am plecat din localitate, nu știu ce, n-am avut la mine la Rucăr acolo, n-am umblat absolut deloc pe calculator pentru că nu am avut timp, deci nu aveam timp, dar în ianuarie, pe la început de ianuarie, așa, în 10 ianuarie, 15, am primit acest clasament. Acum, nu știu ce să vă spun. Sunt acolo fete foarte tinere, frumoase. Nu știu. Nu știu. Dar vreau să spun ceva. Te rog. Dom'le,
Trebuie să recunoaștem că s-ar putea să se fi gândit la frumusețea mea naturală. Adică nu păr vopsit, nu la faptul că, false. Da, la faptul că totul iese natural la tine. Da. Întotdeauna am văzut că tu ai preferat naturalețea. Naturalețea, da. Încă de la debut din 1987 și până acum, pe tot parcursul carierei tale, ai fost foarte naturală. Tu ai evitat machiajele, extravaganțele, da, absolut tot. Nu știu de ce. Stă natura firii tale? Da, cred că natura firii mele cel mai bine spus așa. Bună dimineața, Răzvana, invitată de nota... Nu știu să citesc cifra asta, pentru că conține 15 zerouri. 1000? 100 de milioane? 100 de milioane. 100 de miliarde, cred că, 15 zerouri. Ne scrie Ștefan Manole și îi mulțumim. Îi mulțumim și Elenei Cristina. Da, uite, lui Ștefan o să-i dedicăm următoarea melodie. Să ascultăm o piesă imediat cu Ileana și poate nu. Ne mai scrie și Cristina Elena, felicitări pentru invitatul din această dimineață de la Radio Constanța. Mulțumim, da, Cristina Elena iar este un fan și mă bucur foarte mult. Am văzut că ea postează multe piese. Ce se întâmplă? Chestia, rețeaua asta de socializare Facebook, la care ești și tu conectată. La care sunt și eu conectată. Nici o secundă nu m-am gândit ca să-mi postez pe pagina mea clipuri, videoclipuri, melodii. Nu, asta nu este o rețea de muzică. Dacă ei vor să asculte muzică interpretată de mine sau de alți colegi ai mei, ei trebuie să se ducă la rețelele de specialitate sau să asculte radio sau să... Aici vreau să scriu eu, să-mi postez eu ce vreau eu, să-mi pun gândurile mele, să anunț câte ceva despre mine, să nu neapărat să postez melodii sau... Nu, nu-mi doresc asta. Nu vreau. Tu ești foarte conectată la mediul virtual, la internet? Da. Adică petreci mult timp pe internet? Dimineața, să zicem așa, în jur de o oră și jumătate, pentru că sunt matinală, că mă trezesc să o duc pe Dumitrana la școală, așa că am timp așa de pe la 7:30 până pe la 9. După care, dacă am ceva de făcut, fac și mă conectez la alte probleme, casnice sau nu, depinde dacă plec undeva, și mai intru seara, de exemplu, ca să am multe mesaje la care trebuie să răspund. Sunt fan la care trebuie să dai răspuns la întrebări. Sunt foarte multe întrebări, dar mai puține răspunsuri, e adevărat. O să vorbim imediat despre mediul virtual, despre ce obișnuiești tu să faci pe internet și despre aceste concursuri. Vorbim despre un alt tip de concursuri, despre concursurile muzicale televizate. Da, nu despre te-am talent show-uri. Tu ești nominezat la Mass Media acolo? Nu. De ce? Sincer să fiu, nici nu mi-aș dorit, nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta. Nu trebuie să spui asta. Nu. Nu trebuie să spui că nu ți-ai dori. Nu, asta este un pic, știi cum se spune, aș vrea, dar... Nu, deocamdată nu mi-aș fi dorit lucrul ăsta, o spun cu toată sinceritatea și în mod public la dar radio. Dar nu știu, asta chiar nu știu cum, adică trebuie să te nominalizeze cineva, probabil. Nu cred că este de ajuns o nominalizare, așa cred că altfel, adică să te nominalizeze... Este de ajuns o nominalizare, că am urmărit întregul sistem de a fi rompăr. E de ajuns o nominalizare și intri în sistem? Da. E destul de ciudat. Da. Ne apropiem de jumătatea orei 10 în ediția de dimineață. Uite, vezi, tot dau cu ediția de dimineață. Sunt obișnuit cu matinalul Radio Constanța. Deși acum suntem bun. În exclusiv muzical. Auzi, da, bun, sunt frumoasă, sunt deșteaptă. Așa. Da, sunt un om de valoare. Probabil național, normal. Nu, nicio problemă, da. Așa, glumesc. Lucrul ăsta cred că a dovedit-o foarte bine timpul, niciun glumesc, fel de concurs da. De genul ăsta și așa mai departe. Hai să mai ascultăm o piesă, acum în exclusiv muzical Radio Constanța, care se numește De ce ochii tăi albaștri? O să am o poveste și cu cântecul acesta. Nu mai știu unde e pustiu, unde nu mai are glas.
slabă, să mai fii frumoasă cum eram. Vine vântul până în prag de seară, florile se-ntorc din nou în primăvara lor. Da. De ce întrebarea asta? De ce sunt ochii tăi albaștri? Subiectul a fost, tema de fapt, a melodiei a fost cerut în urmă cu ani de zile de către un bărbat superb cu ochi albaștri. N-are nume. Are nume, dar trecem peste. Nu face parte din viața mea, ci din partea probabil a textierei Mala Bărbulescu. Am înțeles. Deci are nume. Clar. Are nume, da. Piesa mi-a fost cerută de curând în repertoriu, s-o cânt în repertoriu meu în Germania în octombrie, mini turneul meu în Germania, am reluat-o pentru că un fan din Germania, de fapt român, stabilit acolo, mi-a cerut această piesă. Nu ne mai gândindu-mă, de fapt, să o bag în repertoriu, s-o cânt în repertoriul meu de zi cu zi, ai înțeles, da? Deci nu este repertoriul tău uzual, dar pentru un turneu, dar ai luat o repertoriu. Da, și a trebuit să o reiau, să o reînvăț, să o reorchestrez, să rea, nu știu ce. Bine, asta este varianta veche, dar am refăcut-o. O primim și noi. Da, am refăcut o variantă mai nouă și vreau să-ți spun că chiar îmi place, chiar uite, am redescoperit-o, până și eu am redescoperit-o. Sunt multe piese lansate înainte de 90 sau chiar și după, imediat după 1990, care n-au mai fost reluate. Te gândești la un moment dat să-ți reiei din piesele acelea, să le reorchestrezi? Vreau să-ți spun că foarte multe în manieră nouă nu prea mai au succes. Lumea le dorește așa cum sunt ele sau cu parfumul ăla. Cu parfumul acela sau vii cu altele noi. Fără deci asta tu o să mă contrazici, o să spui: "Nu, dar sunt artiști care refac, care re, nu știu ce." Da, eu mă gândesc s-ar că s-ar putea să re, dar n-au fost piese care au avut atunci succes la vremea lor și le-au refăcut acum și au alt succes, ai înțeles? Dar o piesă care a avut succes în anii 80-90, s-o mai aduce acum într-o manieră nouă, destul de greu. Uite, nici n-am anunțat. Vreau să le spun ascultătorilor că mi-a adus Răzvan paharul cu apă. Spun boda proste, pentru că astăzi este o mare sărbătoare, este întâmpinarea Domnului. Și este nimic nu se compară cu
acest pahar cu apă. Acum, ca să vorbim prietenește și să dăm totul din casă, eu îmi propusese să fac foarte multă treabă astăzi, dar noroc că m-ai anunțat că este sărbătoare, da. Deci mă voi opri din tot astăzi, voi sta la televizor. Dar ce vroiei? Să speli, să calci, ce de-ale aveai casei, tu? De-ale casei, da. A, ești foarte casnic, să înțeleg, da. Și foarte harnic. Deci aviz amatoarelor. Nici n-am anunțat din numărul nostru de SMS-uri 0751100022 și conturile noastre păi de Facebook. Să termină emisiunea. Suntem abia la jumătate. Că ne scrie Gabriela Antal, ne scrie de asemenea și Cristina Elena. Am spus de Cristina un pic mai devreme. Gabriela Antal ne salută din Torino, da, din Italia. Este și tot un fan și poteanu, da. Tu interacționezi cu fanii tăi, cu prietenii tăi pe Facebook? Da, de cele mai multe ori. Da. De cele mai multe ori, da. Acolo vă întâlniți. Da. Răspund la foarte mulți, însă trebuie totuși, trebuie să ai timp să răspunzi la... Încă o dată îți spun. La atâtea mesaje. Depinde și de întrebări. Că sunt multe care... Ați confruntat cu întrebări mai... Bineînțeles. Mai și ciudate. Și cu fanii care sunt destul de înfocați și care de multe ori nu dau bine. Așa, dar vă le mulțumesc și pentru florile pe care mi le trimit acasă. Adresa ta este publică? O cunoaște toată lumea? Nu este publică, dar nu știu. Nu știi cum ajung florile alea la tine. Deci asta chiar nu știu. E posibil să-i spui curierului: aș vrea să duci florile acestea la Ileana și Poteanu acasă. Vai, și curierul de mine, să știe. Dar asta se întâmplă de ani de zile. Pentru că, na, poștașul știe unde stă Ileana și Poteanu. Dar poștașul nu. Poștașul, curierul. Vorbesc, da. De curierul. Da, rapid. Așa. Curier. Cel care aduce, de exemplu, de la florărie. Te duci la cutare, nu știu ce, la... Da, de cele mai multe ori știu cam pe unde stau oamenii de importanță dacă orașului. Nu știu, da. Dar află. O să te întreb acum dacă ai urmărit talent show-urile televizate din această toamnă și mă refer la celebrele replici ale festivalurilor de altă dată. X-Factor, Vocea României. Destul de rar, dar am văzut. Nu prea sunt de acord cu repertoriul. Deci un repertoriu foarte, foarte greu. De foarte mare parte într-o limbă străină. No, deci nu prea. Cât despre concurenți? Foarte mulți, foarte buni. Deci avem voci, voci avem. Voci avem. Dar degeaba. O voce nu trebuie să fie dublată de personalitate de glas. Personalitate de glas în primul rând. De personalitatea lui ca artist. Bine, se va contura încet încet, că nimeni nu e artist de la bun început. Fiecare începe într-un fel. Drumul lui se conturează încet încet pe parcurs, dar trebuie repertoriu personal, personalitate de glas. Și n-are cum să nu iasă la suprafață. Nu are cum, este imposibil. Dar trebuie investit în el. Acum mergem și mai sus cu acest subiect și observ că în ultimii ani s-au dezvoltat festivalurile pentru cei mici, pentru copii. Oh, dar există orașul și festivalul. Eu nu știu dacă știi cum se spune acum în ziua de astăzi? Ai festival de muzică, un festival de muzică, da. N-am. Nu există. Este ca și cu pagina de Facebook. De ce s-a dezvoltat fenomenul ăsta atât de amplu în ultima perioadă? Pentru că foarte puțin dintre copilașii ăia de 4, 5, 6 anișori ajung la 16 ani cântând. Fenomenul este interesant. De ce să vorbim? Interesant pentru că este și o ocupație care trebuie dată celor mici, o ocupație frumoasă. O ocupație care îi dezvoltă pe ei să fie oameni frumoși, pentru că cine face muzică de mic și face și un instrument, se dezvoltă foarte frumos ca și copilăria lui și adolescența lui este altfel și ca om va fi în societate altfel, fără discuție. Și muzică, și dans, și probabil... Se dezvoltă totalmente armonios. Armonios. Acum depinde cum se fac astea, că de cele mai multe ori intră cine vrei și cine nu vrei. Vrei să, dacă un părinte își dorește foarte mult ca acel copilaș să cânte, ori va cânta, că vrea, își dorește mama sau tata prea mult, da?
Nu prea sunt de acord cu asta. Deci nu există o sită foarte bine definită să vedem ce avem și ce nu avem, ce merge mai departe și ce nu merge. Nu, se merge până la un punct și la un moment dat ajung acești tineri, foarte mulți dintre ei, să creadă că pot face această meserie. Din păcate, nu. Și revenim la subiectul concret, la Dumitrana. Tu pe Dumitrana, voi pe Dumitrana, ați canalizat-o către muzică sau ați lăsat-o să se canalizeze singură spre ce are chemare sau spre ce simte? Ea, de mică crescând lângă noi și prin studioul muzical, și ea normal că a cântat în diferite show-uri de televiziune cu și pentru copii, dar și-a ales calea singură. Ea se pregătește deja să dea la regie film. Probabil... Este pasionată ca tata. Da, este o pasiune a ei, pentru că a stat ore lângă taică-su acolo în studio și își face singură și montează videoclipuri și asta, e foarte talentată la lucrurile astea și pe tehnologia modernă este ok, deci n-avem probleme, dar nu prea vrea să cânte și vreau să spun ceva, nici noi n-am încurajat-o pentru că cum vorbeam de asta, nu este o voce a României, ca să spun, băi, are o voce care să... Trebuie valorificată, adică da. De chiar să las totul la o parte și să ne ocupăm într-adevăr de ea. Sau poate dacă am fi dus-o undeva la... am dus-o, de fapt, chiar a văzut-o Ileana Cotrubaș când a venit aici în Mamaia și ne-a spus... primul lucru ne-a întrebat câți ani ai păpușo și a spus... Am 15, nu, vorbim la 18. Crezi că aia este vârsta la care se poate să decide? Să încep canto clasic. Da, la care se poate decide un tânăr să-și urmeze o carieră de asemenea natură? O carieră în muzică. Operă. În operă. După 18 ani. După 18 ani. Pentru că atunci se sedimentează clar vocea și atunci poți să spui, da, poți să mergi pe calea asta sau poți să faci muzică ușoară sau muzică populară. Am colegi care poate ar fi făcut carieră în muzica populară mult mai bine. Apropo de asta, voi, tu și soțul Dumitru Lupu, sunteți implicați în educația muzicală a tinerilor. Noi încă din 93, de când am avut Fundația Ștrumfii din Constanța, de atunci ne-a plăcut să fim alături de copii și pe urmă Mitică împreună cu domnul Aurel Manolache a preluat ștafeta. Nu au preluat, au organizat Mamaia Copiilor și de atunci și cu aceste filme artistice cu și pentru copii. Este o pasiune mare a compozitorului Dumitru Lupu. Acum facem cel de-al 10-lea film. Deja v-ați gândit la scenariul celui de-al 10-lea film? Da. Când și unde se va în filma? În mare îți spun, pentru că nu știu foarte multe. El o să-ți spună probabil altă dată. Filmările vor avea loc la Techirghiol anul acesta. Deci anul trecut au fost la munte, la Sătic, lângă rucărul meu natal. Acum se vor face aici la Techirghiol, pentru că filmul se va numi, încă o dată, probabil, pentru început îți spun, Ghiol Techir. Nu Techir, Ghiolul lui Techir. Nu, Ghiol Techir. Ghiol, da, Techir. Da. Eu am citit povestea, nu știu dacă este legată strict de povestea lui Techir. Și a măgarului lui. Și a, da. Și a măgarului care s-a făcut, care bine s-a cu nămolul, de cu Ghiolul, da. Cu nămolul de la Ghiol. Așa. Da? Însă... probabil că foarte multe povești vor fi legate de asta, da. Hai să mai ascultăm o piesă și revenim după aceea pe ultimele 10 minute ale exclusivului muzical de astăzi, 2 februarie 2013. Iubește-mă așa cum te iubesc. Este, da, una dintre piesele mele preferate. Este o poveste frumoasă pentru că întotdeauna mi-am spus așa, că iubirea este un sentiment înălțător, este un sentiment curat, frumos și... ar trebui să spui te iubesc în fiecare zi persoanei de lângă tine. Sau iubește-mă așa cum te iubesc. Ileana și Păteanu acum la Radio Constanța pe 100,1 FM, 909 și 1530 de kHz. Am nevoie mereu.
și tot ce este rău. Am nevoie de sărutarea ta, ca nicio alta în lume și-aș vrea să fie a mea. Am nevoie de existența ta, să mă îmbăt de tine cât viață voi avea. Stay with us.
exclusiv muzical. I-am pus dragostea pe frunză și-a căzut bruma pe ea. Dar sub stelele de gheață frunza verde strălucea. A venit apoi zăpada și-am lăsat să aleagă ea. Dacă mi va îngheța iubirea, dar n-a fost să fie așa. Așa prin bunerele trec prin viață și mi-e bine. Mă îmbăt cu praf de stele, cu iubirea pentru tine. Și uite așa cu zi cu noapte, în păcate între ele, îmi repet mereu în șoapte, ești iubirea vieții mele. Dragostea pe rază și-a căzut noaptea pe ea. Dar prin stropii de întuneric raza blândă strălucea. I-am pus dragostea în grădină și-am văzut cum înflorește. Din boboc se face floare băiatul care mă iubește. Uite așa prin bunerele trec prin viață și mi-e bine. Mă îmbăt cu praf de stele, cu iubirea pentru tine. Și uite așa cu zi cu noapte, în păcate între ele, îmi repet mereu în șoapte, ești iubirea vieții mele. Așa prin bunerele trec prin viață și mi-e bine. Mă îmbăt cu praf de stele, cu iubirea pentru tine. Și uit așa cu zi cu noapte, în păcate între ele, îmi repet mereu în șoapte, ești iubirea vieții mele. Ești iubirea vieții mele, am reascultat-o pe Ileana și Păteanu aici la Radio Constanța pe 100.1 FM, 909 și 1530 de kHz. Avem 6 minute rămase până la ora 11, stăm de vorbă pe ultimele minute ale orei 10 cu Ileana și Păteanu în exclusiv muzical. Ileana, pentru 2013 ne-ai spus poate și un album. Nu mai vorbim despre album, treci peste. Ți-am spus da. Că odată la, pe lună așa. Îți aduc aminte. Consideră că luna februarie este gata amintită. O să te sun pe, în a doua zi a lui martie să-ți aduc aminte despre albumul pe care l-ai promis pentru 2013. Eu pot să promit multe, Răzvan. Da. Deci pot promite foarte multe. Dar ai nevoie și de susținere, așa cum spuneai și tu un pic mai devreme. Lucrurile depind și de alții, nu numai de tine. Dar știi că în ziua de astăzi se promit foarte multe. Adică eu de ce m-aș ține de cuvânt dacă alții nu se țin? Că așa n-asta nouă în fire. Da. Un mesaj pentru cei care ascultă. Ai glumesc acum, îți dai absolut, seama. Pentru cei care ascultă Radio Constanța în dimineața asta pe toate frecvențele radioului Constanțean. Un gând frumos. În primul rând, stimați ascultători, radioascultători. Ne și aflăm privitor, să știi că ne vedem și pe site-ul nostru radioconstanța.ro. Aolo, de ce nu mi-ai spus ca să-mi pun basca frumos? Și imediat după emisiune o să găsești și imprimarea acestei emisiuni video. Așa. Ne aflăm într-un loc absolut minunat, așa cum și eu văd marea de acasă pe geam când mă uit dimineața. Doamne, este o vreme superbă afară, superbă, și vorbim cu dumneavoastră și ne uităm la mare din vila numărul 1 Mamaia. E unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le încerci tu aici, pentru că un pic mai devreme îmi destăinuiai că aici ai realizat primul interviu. Da, primul meu interviu a fost la Radio Vacanța cu Doina Caramzulescu, în urmă cu exact 26 de ani? Deci
86 cât? 27 chiar. 27 de ani, da. Atunci debutai tu pe scenă la Mamaia. Chiar în 1986, atunci, da. Cu da. Ce piesă? Două piese în prima audiție, Nu sunt vorbe câteodată, Dumitru Lupu, și Când amintirile le retrăiești, Vasile V. Vasilache. Și acum, pe final de oră 10 și pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, reascultăm piesa cu care ai venit în premieră la Radio Constanța. Se numește... Da, tuturor constanțenilor și nu numai, dar sigur că melodia se adresează Constanței, în primul rând. O seară la Constanța. O seară la Constanța, ce nu o pot uita. O seară la Constanța, ce-mi rupe inima. O seară la Constanța, ce nu o pot uita. O seară la Constanța, ce-mi rupe inima. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Chitara-mi spune cât de mult te iubesc. Te aștept, te doresc, te doresc. Vioara-mi spune cât de mult te iubesc. Se aude îndepărtare un glas de marinar și barca lin apare de un val. Se aude în depărtare un glas de marinar și barca lin apare condusă de un val. Te aștept, te aștept. Te aștept, te aștept, te doresc, te doresc. Vioara-mi spune cât de mult te iubesc. O seară la Constanța, ce nu o pot uita. O seară la Constanța, orice iubire se naște dintr-un val și în clipa despărțirii se sfarmă de